În doar 24 de ore, pompierii din Mehedinți au fost chemați să stingă 12 incendii de vegetație uscată, care au mistuit peste 120 de hectare de vegetație. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în comuna Breznița Ocol. Urcăm partea asta în coace! Am pornit la seară la orele 18 pe foc, au venit pompierii, l-au stins până la orele 4 dimineață și apoi la orele 10 așa se le-a aprins focarul. Terenul accidentat din zona a îngreunat misiunea pompierilor. În cele mai multe locuri, intervenția a fost posibilă doar cu ATV-urile care au transportat apă de la 4 km distanță. Incendiul se manifesta pe suprafață de circa aproximativ 30 de hectare. Am acționat cu accesorii de dotare și cu saci pentru stingerea incendiilor. Arde litieră, pădure și vegetație uscată pe o suprafață de 30 de hectare. Pericolul persistă și la Târgu Ocna, în județul Bacău, unde pompierii luptă de 3 zile cu focarele care se reaprind din cauza vântului puternic. Continuă să ardă 80 de hectare de pădure. Incendiul a fost limitat, neexistând riscul extinderii acestuia către zonele locuite. La locul indicat acționează forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău, ISU Neamț și ISU Vrancea. Alertă este și în localitatea Băcăoana Său, unde ard mognit 10 hectare de vegetație uscată pe un versant, la altitudinea de 800 de metri. Pompierii reamintesc cetățenilor că incendierea suprafețelor agricole pentru curățare este interzisă, iar cei care nu respectă legea riscă amenzi de până la 15.000 de lei.